Chiar vorbeam aseară cu cei de la Cabala că au dat prognoza pe anul viitor și anul 2022, dar poate asta într-o altă emisiune vom vorbi, că e mult de vorbit, este un an foarte interesant. Ia zi tu că deja m-ai captat. Este... Ce spun că se va întâmpla în 2022 ăsta, că toată lumea speră? Da, speră foarte bine că speră. Asiaticii ar spune că intrăm în anul tigrului în februarie și atunci, wow, o să înceapă să se miște lucrurile altfel, adică o să aibă o altă dinamică. Astrologia cabalistică, de fapt, este un pic diferită de cea tradițională pe care o cunoaștem noi. Evident că ia în considerare toate planetele, că nu avem cum să nu le luăm și așezarea lor, dar le consideră ca un punct de început. Și ei dau și instrumentele necesare astfel încât noi să putem să depășim anumite provocări, dacă le avem. Acum fiecare depinde cum privește toată această provocare. Anul 2022 este un an de o dinamică deosebită, exact cum spuneam, un an în care oamenii sunt puși în fața acestei decizii să hotărească pentru ei, să nu se mai lase conduși de ceilalți. Acum, cum va reacționa fiecare popor, depinde de conducătorii săi. Nu înseamnă că avem nevoie de răscoale sau, eu știu, să iasă oamenii în stradă, dar, și după cum știm, acum se practică și altfel aceste schimbări, la nivel subtil mai ales, anul 2022 este un an prielnic pentru așa ceva și avem practic un an prielnic pentru dezvoltarea aceasta spirituală. În momentul în care oamenii reușesc să conștientizeze că asta este soluția pentru ei ca individ și implicit pentru societate, atunci lucrurile o să meargă spre bine. Bineînțeles că o să fie și oameni care o să considere în continuare că ceea ce spun ei este bine, fără să fie conectați la energia divină și la un moment dat acești oameni o să să iasă din scenă, ca să nu spun altfel. Deci o să fie cumva o epurare la nivel profund și nu știu dacă e bine, e rău, că de fapt nu contează asta, depinde cum o percepem fiecare. Și este un an în care se încurajează omul să fie proactiv, adică să nu mai fie reactiv, să reacționeze la ce se întâmplă, ci să ia inițiativa, pentru că are toate instrumentele necesare. Dacă în anul 2021 a fost cumva mai bine decât în 2020, dacă stăm și ne gândim, deci totuși s-au găsit niște soluții, anul 2022 vine ca să ne treacă la nivelul următor. Ok, avem soluții, dar ce face cu ele? Cum le implementăm? Și o să se schimbe multe, o să vedeți, și în sistemul monetar, și în... Asta nu înseamnă că iese o nouă monedă, că nu despre asta este vorba. Se va schimba în conceptul de bază al băncilor. Nu vor mai exista băncile așa cum sunt acum. Dar cum? Sunt curioasă că am credit la bancă, de-aia te întreb, că poate scap de el. Nu, ar fi bine, multă lume are credite la bănci, da. Evident, dar și băncile, dacă ați văzut, în ultimul timp au început să fie atente mai mult la nevoile oamenilor și nu numai se gândească cum să ia comisioanele ca să își facă ei targetul. Exact lucrul ăsta se încurajează în 2022 și este stă în puterea noastră ca să ne ducem și să negociem, adică să nu ne lăsăm pe contractele vechi, care le-am avut implicit, să ne ducem, să ne renegociem și să reușim să ajungem acolo unde există o situație win-win, adică câștigăm atât noi cât și banca. Evident că ei nu fac pe gratis lucrurile astea, dar până acum tendința era ca numai unii să câștige. Acum deja se schimbă și am observat chiar la noi în țară există anumite bănci care, văzând că poate îți este greu să plătești o anumită rată, te cheamă acolo ca să renegociezi contractul, să vadă cum poți să ajungă la o implementare a unui nivel superior al contractului. Da? Dar cu pandemia, Dina, cu situația în care suntem la nivel mondial, se anunță un val 5 foarte... agresiv, mult mai agresiv decât până acum. Sunt oameni care în continuare cred că
lucrul acesta este orchestrat la nivel mondial, deși avem atât de mulți decedați prin terapii intensive. Cum gestionăm această pandemie? Să rămânem cu mințile și întregi la căpoc, că despre asta e vorba? Este complexă. Chiar vorbeam cu un ambasador zile trecute și îi spuneam că, de fapt, asta este ideea în sine, cum managerești această complexitate, pentru care implicații pe foarte multe planuri și, din păcate, oamenii care sunt la conducere, nu vorbesc mai la noi în țară, în general în lume, nu și-au dat seama de toate implicațiile. Și vin așa cumva ca un domino dintr-una în alta și acum tot mai mult ei realizează de fapt că nu au reușit ca să vadă toate aspectele. În anul 2022, că despre asta vorbim, toate astea vor ieși la suprafață. Nu știu cum vom ieși din pandemia asta, nu sunt profet, dar ceea ce spun stelele și mai mult decât atât ceea ce avem noi la Cabala ca și instrumente ca să rezolvăm anumite situații și provocări pe care le avem atât la nivel de planetă cât și la nivel individual, ceea ce spunem noi acolo, spunem că practic vor ieși la suprafață toate, să spunem, luptele din backstage, ca să nu le spun minciunile, pentru că pe undeva poate au fost niște oameni care au profitat de anumite situații și au vrut ei să câștige poate niște deal-uri sau eu știu. Toate acestea vor ieși cumva la suprafață, adică nu vor mai putea să le ascundă. Cumva atât astrele cât și energia care este injectată în anul viitor nu mai poate să le țină cumva ascunse și le vor ieși la suprafață și evident că vor fi niște oameni îndepărtați, vor veni alții, sperăm noi mai buni, care să gestioneze toată această situație, dar din punct de vedere spiritual, că mă întorc și la asta, până la urmă pandemia este tot o boală. Dacă... Absolut, și e foarte importantă partea spirituală, că până la urmă ea ne ține. Da, da. De fapt, de ce ne-a fost dată această lecție? Pentru că toți ne punem această întrebare, cel puțin oamenii care sunt cumva îndreptați în partea asta spirituală, ce n-am făcut bine sau ce, unde am greșit, unde n-am făcut suficient. Și, de fapt, ne întoarcem la ceea ce spuneam la început, la iubirea, iubirea de sine. Noi, cumva, intrasem așa într-o inerție în care făceam niște lucruri fără să le mai conștientizăm, neglijam pe cei din jurul nostru, ne-au închis în case ca să putem să-i revedem pe oamenii dragi, să-i luăm în considerare, să vedem cum putem să facem ca lucrurile să funcționeze poate mai bine în familie, să stăm cu copiii noștri, să ne pese de ceilalți, chiar dacă poate nu ne-am văzut fizic o perioadă, toate lucrurile astea este drept că noi le-am neglijat ani de zile. Și cumva a venit ca o corectare. În 2012, când m-am întâlnit cu toți maestrii spirituali al lumii în Hawaii, ei mi-au spus, zice, să vezi ce o să fie în 2020. Ei, ce poate să fie, Doamne, iartă-mă, că sunt, e acum, e cumva, o să-l trăim 2020. Zice, va fi o schimbare pentru că, din păcate, ne este dat acest timp, spuneau ei, din 2012 în 2020, ca să ne resetăm, nu ne-am resetat. A, așa, fiecare ne-am văzut de treaba noastră. A, așa, aveam impresia că totul merge extraordinar, că totul este, nimic nu ne poate atinge și iată că a venit această pandemie care ne-a făcut să ne corectăm din foarte multe puncte de vedere. Din păcate, au fost oameni care au avut poate orgoliu prea mare și nu au putut să se corecteze în viața asta și atunci au trebuit să plece. Chiar vorbeam cu cineva, zice, domnule, dar au plecat și oameni buni. Tu nu știi ce era în sufletul omului respectiv. Aparent, el poate era un om bun, dar tu știi ce traume poate avea în sufletul lui, tu știi poate câte suferințe, câte răni le avea. Nu realizezi aceste lucruri. El poate a cerut. Chiar vorbeam cu cineva și îmi spunea, măi, abandonase lupta cu viața. Zic, da, din păcate, sunt oameni de genul acesta care
au această dorință ca să plece și să înceapă o nouă viață mai bună, pentru că cumva s-au săturat de viața asta. Au fost și astfel de oameni. Și pandemia a venit să facă această purificare la nivel profund. Unii au ales să se schimbe în viața asta, unii au ales să se schimbe într-o altă viață.